Și bine am regăsit la un episod de... Ce Dumnezeu cautai acolo? Nu, zici care se vrajă după cocaină. Serios, mă. Efectiv zici că se vrajă după cocaină. La un episod de Granny. Din nou să-i mulțumesc lui Dragoș pentru chestia asta, pentru că mi-a reamintit de joculețul ăsta. M-a întrebat dacă nu vreau să încerc să mai joc Granny. Și am zis că, băi, știi ceva? De ce nu? Că oricum nu mai am idei să filmez. Vreau să mă reapuc de Granny. Am filmat la un moment dat jocul, l-am terminat și știu că au mai apărut update-uri, au apărut Granny 2, 3 și după aia au apărut și jocul cu Grandpa, adică pe Slendrina știu că am terminat-o. Nu mai știu însă dacă am seria pe acest canal sau pe fostul canal care a fost șters, dar dacă vreți o să reluăm și seria cu Slendrina, pentru că știu că v-a plăcut foarte mult atunci, mi-a plăcut și mie. Am terminat toate joculețele cu Slendrina, parcă în mai puțină săptămână sau două. Așa că hai să dăm drumul, accept Granny 3, ce mă scur de boală, suferi, care hemoroizi la cap. Bun, Granny and Grandpa moves a bit slower, no creaking floors, the food elevator has electricity. Bun, avem și pe Grandpa și Granny și pe Slendrina și băgamia și picioarele. O să ne uităm frumos și la intro, să vedem ce se întâmplă, să alegem pe easy pentru că... Chiar nu mai știu joculețul și o să dăm în bară din prima. Dacă vă place, în schimb, joculețul, o să-l jucăm și pe mordul hard, o să încercăm să-l terminăm. Deci dacă scăpăm ceva pe jos, Granny o să audă și... A, cel ăla n-aude, că e surd. Vreau zic că e orb. Slendrina trebuie să ne uităm în altă direcție, dacă o vedem. Teddy este foarte important. Bla, bla, bă, lasă-mă că n-am chef. Nu merită. Bun. Haideți să începem minunatul joculeț. Și uitați, dacă vă place acest episod, să dați un like. Un share, un comentariu, mă găsiți pe Facebook și pe Instagram, aveți linkurile în descriere și să vă abonați canalului pentru că mă urmează episoade de genul. Ok, o să ne uităm la intro pentru că vreau să fac episodul mai lung. Chiar nu știu. Nu mai țin minte joculețul și vreau să-l vedem împreună. Hai să zicem. Eu să tac dracu. Mi s-a închis poarta. În cameră cu supraveghere, vine curioză la globul scură mâncare. Mașina este de mașină. Bun. Ok, tot sunt gata. Te-ai mai uitat de 3 ori în direcția, nu știu cum de nimic. Bun, intrăm în acest mansion frumos, pentru că este mansion. Sunt o trăcită, pentru că am filmat și să vedem la Fiazi și... în care am filmat The Identity 5 și... cum așa? Crystal Strike și... o trăcită. Voi să vedeți episoadele diferite, în alte zile. Dar eu l-am filmat în aceea zi, nu cum am fost ceva timp, nu știu înainte de lucru, voi să filmez ceva. Uite mă, pătataie, ce faci, bă, 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 bă. A, m-a lovit cu pula. Corect, și-a murit. Da, să te cer pula la ta. Nu fac, mă, lor. Nu bine, zi omul. De fapt, nu de zăpăt, nu-i bă. Bun. Ce dracu trebuie? A, ne trezim pe jos. Dar de ce mă închizi? Cu ce te-ai îngreșit? Aia pot să mă fac. Hello! Ah, ce... Bă, dar mai se activita... Bă, dar mai se... Mamă, dar sensibil... Așa, tata. Mă rog, prea sensibil acum, dar mă, s-a încurcat. Deschide poarta, creștine, unii mâni... De ce m-ai închis? Ha! Bă, dar... Ce faci, tataie? Hello, domnul. O să mă fac tic și o să fur. O să fur lockpick-ul ăsta. Aha, o să mă ridic acum, pentru că nu pot să... Bun. A, se deschide. Așa deschide o ușă, o freci. Dar cum să nu? Pasiunea mea e să frec ușile. Am țiu eu urechea, dar voi n-au zis chestia asta. Bun, deschidem ușa. Ai! Băga-mi-a. Domnul, cum vă simțiți? Vă simțiți bine? Vreți niște apă? Hai ce mă încăca pe mine acolo. Ia și pula de babă. Nu, că fac cu inima. Da bine. M-a oprit baba. Nu, dar-s prostă rău. Nici n-am văzut casa, mă, dar stai un pic, vreau să văd casa. Desigur că m-am trezit iar aici, așa am văzut picul ăsta care cumva levitează de mine. Știți ceva? Deschidem asta frumos. Și fugim înainte, da?
Nu fugim înapoi. Nu te fie cărbune. Mi-e frică. Mi-e frică și mi-e frică. Și a murit, de ce? Nu. Urăsc jocul ăsta. A, o sigur, o reclamă. Ce voiam să văd. Vai de viața mea, m-am încăcat pe mine, sincer. Nu, no, e bine. Bă, da, chiar nu vreau să văd reclama asta. Hai de cap, mă, sper că n-am stopat că e urâtă. Nu mai țin minte jocul ăsta. Și ăsta e pe modul easy. Și am căcat pe mine. E bine. Am început bine jocul. Am început foarte bine jocul. Nu vreau să te văd. Lasă-mă! Dispar. Ai. Cum să nu? Mulțumesc. Mă simt mai bine. Ziua treia. Nu, eu mor ca proastă. Nu știu că nu sunt în casă. Să văd casa aia puristă, dar nu mă vreau să mai trezesc aici. Tot pe jos mă trezesc, dar nu pot eu să mă trezesc ca unul normal. Mergi mă înainte. Cadă. Nu bine. M-am dus pe pulă. Fain până acum. Nu fac nicio brânză. Nu știu focul. Vai de viața mea, dar s-a schimbat. E mai interesant așa de bine. Hai să vedem totuși. Nu mergem aici, frate.
știu. Vă zic, mi-e frică. Da. E bine, am început foarte bine jocul. Nu știu cum să vă zic, până acum îmi place ce se întâmplă. Că nu m-am murit ca proasta. E clar că meciul ăsta o să fie numai așa de distracție. O să... să bag un modul practic, să văd ce trebuie să fac. Că nu știu, pe efect mă întâlc ca proasta și mor. Prea mă place. Deci sunt toți trei. E Slendrina, e Moșu, e Bunica, n-ai cum, frate, n-ai cum. E, o să fie un joc interesant. Dacă vreți și vă place joculețul ăsta, o să facem o serie cu Granny, o să ne reapucăm de Granny, oameni buni, și o să fie și pe modul extrem, imediat ce nu mă mai cac pe mine la modul easy. Noi suntem pe modul easy, acum e jenant ce se întâmplă, dispari. Sigur, asta vreau să văd. Mă simt mai împlinită, sufletește. Nu. Dispar. Ok. Bun. Ultima, o fac ce-mi de oaie, că eu habar am să joc jocul ăsta. Mă cac pe mine, vă jur pe cea mai sunt oameni buni. E bine. Nu știu ce am vrut să fac, dar m-am dus bine. Nu m-am dus deloc bine. Ah, s-a rumâna. Te-am place ce fețea asta. Zici cum are hemoro. Dar nu fi vacă. Alo, mamaie. Mamaie. Mamaie nu. Mamaie. Vă-leu. Dar nu ce-o leacă ce față are. Mă zici că consuma heroină toată viața lui. Nici ochelare are, e bea de azi moșneagul. E, da. E game over. Ce pot să zic? A fost un joc extraordinar. N-am făcut nicio brânză în jocul ăsta, pentru că efectiv nu mai știu ce trebuie să fac. Doar m-am căcat pe mine. O să încep la modul practice. Să zicem la modul practice. Ok, putem să explorăm casa, putem să o vedem cum arată. Și pentru data viitoare, când o să jucăm un nou episod, o să știm mai bine, pentru că așa tot să stau. Dar nu vreau să mai văd tutorialul ăsta. Nu, skip intro, gata, nu mă interesează. Dă-i intro direct. O să mergem direct în casă, o să vedem cum arată casa și după aia, la următorul episod, o să încercăm să-i batem pe ăștia doi. Și păcat că nu există în jocul ăsta un buton în care să-i le fuți câte una. Bun.
mă, nu știu de ce l-am lăsat. Să mă cac pe mine! Găsesc eu unelul tata aia. Mamă, n-am mare ca asta. Hai, e până la mine. Deci eu cam de tras. De la urmă pe asta. Că nu o să fim de tras. Avem de lume. Nu mai știu foarte din meu zi, dar astea sunt felii super. Mă cac pe mine, văd. Am cu până la mare. Mai multe scări! Dumnezeu de dragă! Exact ce voiam, mai multe scări! Urcă pe scări! Nu te-am pe acoperit! Vreau să mă rog! Gata, nu mai vreau! S-a murit! Bine, ăsta a fost joculețul. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem la viitoare cu un alt episod. V-am pupat!